Preacernici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, înainte de toate, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu, să ne îndreptăm gândul prin câteva stări și sentimente de mulțumire, pentru că, iată, ne-a ajutat să încheiem un an de program biblic. În primul rând, sigur, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că de la El avem tot ajutorul, toată puterea și El este Cel care ne întărește, ne ajută, ne susține încrederea și nădejdea în fiecare clipă a vieții și pentru tot ceea ce avem în viață de făcut. De aceea Lui fie mulțumirea și slava. Îndreptându-ne spre oameni, în primul rând aș mulțumi părinților de la această biserică, în frunte cu părintele Titus Moldovan, parohul acestei biserici, părintele Petru Ilea, care întru toate ne-a ajutat, ne-a secundat, doctorandul meu, Olimpiu Benea, domnului masterand Andrei Moldovan, fiul părintelui paroh, care m-au ajutat și au făcut cele ce trebuie să fac, dincolo de ceea ce eu nu mai aveam cum să fac. Așadar, și lor mulțumirea, în mod deosebit, și pentru părintelui paroh și părintelui Petru Ilea, Consiliului Parohial, pentru susținerea noastră și pentru aparatura pe care ne-au pus-o la dispoziție în acest interval de timp, în acest an, pentru ca și cei care ne ascultă sau cei care sunt departe de noi să poată să urmărească pe pagina de Facebook a Bisericii Schimbare la Față și pe YouTube ceea ce noi facem aici. Dincolo de toate acestea, sigur, în egală măsură, mulțumim și Înalt Preasfințitului Mitropolit Andrei pentru susținerea noastră în program, dar în primul rând pentru faptul de a ne acorda un spațiu de emisie de 2 ore, cât ținem noi, prin postul de radio Renașterea. Sigur, și lor le mulțumim pentru celor din studio, celor din emisie, celor care ne însoțesc aici, directorul acestui post de radio Renașterea, și le cerem scuze și public și pe calea undelor, pentru ca să ne audă toți cei care ne urmăresc, pentru faptul că pur și simplu tuturor ne-a scăpat să trecem în broșura noastră faptul că Radio Renașterea este cea care ne ajută să ieșim din spațiul bisericii și am uitat să-i trecem și pe ei. De aceea le cerem scuze public, dar suntem conștienți toți de faptul că ne ajută enorm de mult și că mulțumirea tuturor acelora care nu pot să vină la program, dar care ne ascultă, iată, se îndreaptă cu siguranță spre ei. Așadar, un cuvânt de mulțumire, de apreciere și de recunoștință postului de radio Renașterea prin toți colaboratorii acestui post de radio. Cât privește programul nostru și realizarea noastră de până acum, ce am făcut noi până acum, știm foarte bine ce am făcut. Vedeți dumneavoastră, uneori poți să faci mai mult, alteori poți să faci mai puțin. Asta nu înseamnă că nu ne-am străduit. În Cartea Macabeilor, în ultima carte, stă scris foarte sugestiv pentru noi, pentru toți, pentru toată lucrarea noastră, pentru tot efortul nostru de zi cu zi. Se spune așa, acesta e lucrul meu, dacă a fost rău, Nu asta am vrut eu să fac. Sau nu așa am vrut să fie. Dacă lucrul acesta al meu e bun, dacă ceea ce am făcut e bine sau foarte bine, asta am vrut să facem. Iar dacă este așa cum este, înseamnă că atât am putut. Așadar, întotdeauna este loc de mai bine. Toți ne-am străduit, toți cei implicați în program să fie foarte bine. Efortul a fost pe măsură, atât din partea organizatorilor,
susținătorilor acestui program, a gazdelor acestui program, cât și din partea mea personală. Cât privește efortul meu, este cunoscut sigur numai de Dumnezeu, dar să știți că m-am străduit să fie bine. Spre exemplu, eu vin acum direct din examen, încă n-am fost acasă de azi dimineață și ajung cândva, când se termină programul. Toate aceste, sigur, eforturi și străduința ale noastre, ale tuturor, le vede Dumnezeu și eu sunt mulțumit de ceea ce a ieșit până acum și cu siguranță va fi și mai bine pe viitor. Dacă ar fi să îmi exprim nemulțumirea, ar fi doar legată de participarea noastră, dar desigur trebuie să avem în vedere următorul lucru. Este o zi în care se lucrează. Noi nu suntem prea obișnuiți în spațiul ortodox să ne întâlnim pentru programe susținute în biserică și programe mai detaliate în biserică. Nu suntem obișnuiți, mai ales un program biblic, pentru că n-am avut niciodată. Trebuie să știm acest lucru, trebuie să înțelegem. Noi suntem obișnuiți să mergem duminică la biserică, dacă mai mergem și la vecernie, mai mergem poate vine dimineața la maslu, care cât putem, repede și cam atât. Toate aceste carențe din spațiul, să zicem, de învățătură, trebuie să le recunoaștem, dacă nu le recunoaștem, nu suntem obiectivi și trebuie sigur să facem ceva mai mult. De aceea noi ne-am așteptat la acest lucru, contribuie mai mulți factori peste săptămână și vremea și timpul și ocupația oamenilor, de aceea sigur că pe toate acestea le avem în vedere. Cât privește implicarea noastră, aș vrea să vă spun că și ceea ce am făcut până acum, din partea tuturor, au fost numai reacții pozitive. Sincer să fiu, nu și-a exprimat nimeni nemulțumirea. Desigur că o să încercăm să luăm și pulsul dumneavoastră și al radioascultătorilor noștri pentru a vedea ce avem să mai facem sau ce ar trebui să mai facem pentru a fi mai bine receptați sau pentru a fi mai bine implicați în așteptările dumneavoastră. Așadar, într-un cuvânt, la un an de efort, de muncă susținută, mulțumirea lui Dumnezeu, mulțumirea care se cuvine oamenilor, mulțumirea tuturor celor care au fost implicați în program și mergem înainte. Asta este important. Le spun mereu tuturor celor implicați și studenților, mai și pică la examene, le spun: ai pierdut, e o deviză. Ai pierdut, mergi înainte. Ai câștigat, mergi înainte. Și asta trebuie să fie un principiu de viață al tuturor. Este și principiul meu de viață. Am pierdut, sunt înfrânt, merg înainte. Am câștigat, merg înainte. Numai așa se poate în viață. Nu ne oprim în fața obstacolelor, nu ne oprim în fața greutăților. Niciodată o înfrângere nu înseamnă o bătălie, nu înseamnă un război pierdut, ci doar o bătălie pierdută. Și ce ne spune o bătălie pierdută? Ca și în luptă, în război, că n-am fost destul de bine pregătiți, că n-am luat în serios adversarul, că n-am luat în serios obstacolele, ne retragem, ne legăm rănile, calculăm și reflectăm la ceea ce n-am făcut, ce trebuia să facem și pornim din nou la luptă. Aceasta e viața și așa ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem prezența noastră în această lume. Și cum trecem la programul nostru, tema pe care o abordăm în seara aceasta, o vedeți pe slide, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh. Două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. De aceea, așa cum ne-am obișnuit, o scurtă prezentare a cuprinsului
ideilor la care ne vom opri în seara aceasta. Înălțarea Domnului, vom vedea textele din Sfânta Scriptură și semnificația teologică a evenimentului înălțării Domnului, pentru că oamenii își pun adesea întrebări ce înseamnă înălțarea Domnului, de ce a trebuit să se înalțe Mântuitorul Hristos la cer dacă a venit. Am auzit și întrebări de genul acesta: de ce ne-a rămas pururea cu noi? Este pururea cu noi? Ce înseamnă înălțarea Domnului în planul vieții noastre personale și așa mai departe? O să încercăm în seara aceasta la toate acestea să răspundem. După aceea, pogorârea Sfântului Duh, taurusalile sau cinzecimea creștină, ce s-a petrecut atunci și dacă noi mai trăim astăzi sub efectul acestei intervenții a lui Dumnezeu în istoria omenirii. O să vorbim despre minunea auzirii sau minunea vorbirii, o să vedeți despre ce este vorba, predica Sfântului Petru, efectul acestei predici, viața primilor creștini, și o să vedem cum a arătat viața primilor creștini și cum arată viața noastră de astăzi. Cât de aproape sau cât de departe suntem de modelul bisericii primare. Și biserica, să știți că este aceeași ca instituție, din prima zi a ei până în ultima zi când istoria se va încheia. Unde ne situăm noi astăzi, creștini? Vom vedea în cele ce urmează și ultima problemă pe care o vom dezbate contemporan cu cinzecimea creștină, adică noi cei de astăzi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, în primul rând cu apostolii. Acestea sunt câteva puncte la care în seara aceasta vom reflecta împreună. Înălțarea Domnului. Haideți să vedem textele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul istoric al înălțării Domnului și ce implicații spirituale sunt pentru noi astăzi. Primul text consemnat în Noul Testament este cel din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 19 și 20. Versetele 19 și 20. Evangheliștii Matei și Ioan nu vorbesc despre înălțarea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric. Iată ce consemnează Marcu. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, o să vedem unde a vorbit și ce a vorbit, el relatează foarte pe scurt, vedeți în doar două versete, ceea ce s-a petrecut la înălțarea Mântuitorului. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit, pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmă. Atât consemnează Marcu, de fapt, un singur verset în care el amintește atât că Mântuitorul s-a înălțat și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Acesta este primul text, foarte pe scurt, în sinteză, mai mult amintind acest eveniment. O să vă spun la urmă și de ce evangheliștii n-au spus mai mult, sau care este totuși evanghelistul care spune mai mult. Este Luca. Și evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos la cer este consemnat de către evanghelistul Luca în ambele lui volume, adică primul volum este Evanghelia care poartă numele, sau Evanghelia a treia din canonul Noului Testament, deci din colecția de cărți a Noului Testament. După cum vedeți, Luca 24, 50-53, foarte rezumativ, în Evanghelia a treia, și consemnează acest lucru mai în detaliu, o să vedem în al doilea volum al operei lui, este vorba de cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1. Haideți să vedem ce ne spune în Evanghelia lui. Iată, și-a dus afară până spre Betania
și ridicându-și mâinile a binecuvântat. Și a fost că în timp ce binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-i se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și în toată vremea erau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. În special, aceste, după cum vedeți aici, aceste versete, primele trei, se referă în mod deosebit la evenimentul înălțării Mântuitorului. Ce spune Luca? După cum vedeți, Betania este locul în care Iisus cu apostolii săi s-a retras și de unde el părăsește pământul. Betania nu este departe de Ierusalim, este aproape de Ierusalim, foarte aproape, cei care au fost în Țara Sfântă ați văzut, și acolo îi binecuvintează și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Și în acest timp, îi spune evanghelistul Luca, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Observăm aici, numai el consemnează momentul acesta al închinării. Ei îi se închină ca unui Dumnezeu. Dacă ei s-au închinat lui Iisus în momentul acesta, semnează că pentru ei toate obstacolele legate de înțelegerea lui Iisus de către ei după înviere ca Dumnezeu au fost depășite. Din momentul acesta nu mai există nicio îndoială, vom vedea câteva mănunte și din faptele apostolilor. Ei se întorc la Ierusalim, în templu, rămân în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, suportând cu siguranță, vom vedea între alte întâlniri ale noastre, suportând consecințele prezenței lor în templu și a vestirii lui Iisus cel înviat. Ei sunt arestați, o să facem o referire și astăzi la unul din aceste momente, sunt bătuți, dar ei nu încetează să-L vestească mai departe pe Iisus. Așadar, acestea sunt puținele informații pe care Luca le dă în Evanghelia lui cu privire la evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos. E ultima binecuvântare a lui Iisus pe pământ pe care o dă apostolilor săi. Mergem mai departe la textul din Faptele Apostolilor din capitolul 1, versetele 1 până la 12. Observați că este un text mai lung și să vedem acum despre ce este vorba, ce spune Luca în Faptele Apostolilor despre acest eveniment. Luăm textul. În versetul 1, evanghelistul Luca spune așa: întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța. Citim mai întâi textul și apoi ne vom opri puțin la analiza lui. Până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-li se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce vedeți subliniat, reținem, vom reveni asupra acestor expresii. Și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Mergem mai departe, următoarele versete, iar ei, adunându-se, l-au întrebat:
zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o sa stăpânire. Dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și ultimele versete: și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis: bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă Al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Iată cât de multe lucruri ne spune Luca, mai dezvoltat acest eveniment. Haideți să ne întoarcem puțin la prima pagină de text și să vedem câteva amănunte. Observați din primul verset că evanghelistul Luca menționează destinatarul acestei cărți. Este vorba de un patrician roman pe numele Teofil. De data aceasta îi spune pe nume, iar în Evanghelia care poartă numele, Evanghelia a treia din canon, Evanghelia după Luca, îi se adresează politicos cu cratiste, adică prealesule, preacinstitule. Ori dincoace, în a doilea volum, îi spune pe nume. Ceea ce însemnează că între timp Teofil se va fi convertit, i-a devenit frate de credință lui Luca și de data aceasta îi se adresează pe nume. Și spune ce a făcut în prima carte, îi face un rezumat, nimic altceva decât o sinteză a tuturor acelora pe care Iisus le-a făcut și le-a învățat. O sinteză. Când? Până în ziua în care El s-a înălțat la cer. Deci, practic, așa se și încheie Evanghelia a treia cu versetele pe care tocmai le-am citit înainte. Așa se încheie Evanghelia lui. Dar iată ce spune Luca mai departe. După patima lui, observați, în versetul 3, s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-le și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, noi știm foarte puține lucruri despre arătările lui Iisus înviat. Ați avut privilegiul să fiți martor la două întâlniri de program biblic numai pe arătările Domnului înviat. Așadar, dacă vă amintiți și cei care ne ascultă, își amintesc, iar cei care ne ascultă pentru prima oară, poate le spunem că împreună 4 ore am vorbit despre arătările Domnului înviat. Noi numai atâta știm, dar iată Luca, adică numai atâta știm despre înviere, că noi nu știm, v-am mai spus și atunci, ce este învierea în sine. Și despre înviere vorbim indirect, în sensul că vorbim doar de arătările Domnului înviat, nu ce este învierea în sine. Și asta nu o putem înțelege și nici evangheliștii nu au putut să o înțeleagă, nimeni n-a consemnat-o. Dar timp de 40 de zile, spune, cu multe semne doveditoare, li s-a arătat. Ce este consemnat în Sfintele Evangheliei? Foarte puține dintre acestea, în sensul că care erau semnele doveditoare, îi invita să-l pipăie, le arăta mâinile, le arăta coastă, le arăta rânile din coastă, uneori mânca cu ei, le-a cerut de mâncare, și așa, mă, călătorea cu ei.
Acestea au fost semnele doveditoare, dar spune multe, timp de 40 de zile. Amintiți-vă că în Sfintele Evanghelii sunt consemnate doar câteva dintre arătări. Le-am văzut pe cele din ziua învierii și pe cele de după înviere. Putem să ne le reamintim, cele din ziua învierii dimineața femeilor mironosițe, apoi la mormântul lui se arată Mariei Magdalena, se arată în ziua învierii cândva în cursul zilei la doi dintre ucenicii lui, numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, în drum spre Emaus, spre un sat, apoi seara tuturor ucenicilor, erau închiși de frica iudeilor. Apostolul Pavel mai spune că i s-a arătat și lui Petru și lui Iacov, nu știm unde și când, iar după înviere, lui Toma, cunoaștem acest lucru, apoi cândva la Marea Tiberiadei, se arată în contextul în care are loc încă o minune, pescuirea minunată și ultima, apoi se arată în acest context al Mării Tiberiadei, având un dialog aparte cu Petru și cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, și apostolul Pavel consemnează faptul că s-a arătat la peste 500 de frați, nu știm unde, probabil în contextul în care el îi duce pe ucenici în Galileea și acolo le dă ultima mare poruncă pascală de a propovădui Evanghelia, vă amintiți? Am spus acest lucru. Probabil acolo. Și cam acestea sunt arătările Domnului înviat de după ziua învierii. Ori, iată, aici avem menționat faptul că multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, li s-a arătat și le-a vorbit cele despre împărăția lui Dumnezeu. Ce aș vrea să accentuez și dumneavoastră să rețineți? Cu siguranță Iisus le-a vorbit mult ucenicilor în acest timp. Nu mai avem consemnate cuvântări ale lui Iisus. Nimic în detaliu despre împărăția lui Dumnezeu. Deci evangheliștii n-au mai consemnat nimic din cuvântările lui Iisus după înviere și nici din faptele lui minunate, nici din minuni, în afară de cele pe care, iată, le-am amintit, între acestea numărându-se înmulțirea, pescuirea minunată. N-au rămas consemnate. Poate că m-ați putea întreba acum, dar oare de ce? De ce ne-au rămas consemnate? Noi avem între apostolii Domnului doar doi apostoli direcți care vor fi fost martori la acestea. E vorba de Matei și de Ioan. Marcu și Luca, indirect, am spune noi, apostoli al lui Iisus. Între multele motive pentru care creștinii n-au păstrat în tradiția lor orală amănunte legate de acest interval de timp de 40 de zile și nici apostolii direcți, am putea să amintim în primul rând și deruta care a domnit în mintea apostolilor, în credința lor, în raportarea lor la Iisus după înviere. Apostolii au crezut, unii s-au risipit, s-au întors la munca lor, creștinii au început să fie supuși la primele, să zicem, intervenții ale Sinedrului, intervenții dure, încep apostolii să fie arestați. Deci, practic, această derută va fi fost și ea una din motivele pentru care n-a rămas mai departe aproape nimic scris. Acum trebuie să înțelegeți că nici Iisus n-a avut o activitate constantă ca și înainte, rămânând tot timpul cu apostolii. Să nu vă imaginați după înviere încă o activitate a lui Iisus cu apostolii constantă, de zi cu zi, nu? Apostolii s-au întors la ocupațiile lor, îi vedem la Marea Tiberiade când îi se arată Iisus,
Iisus apare și dispare. Deci nu mai putem vorbi după înviere de o prezență a lui Iisus istoric constantă lângă ucenicii lui, lângă apostolii lui, pentru că relația cu Hristos după înviere nu mai era ca și înainte relația cu un om istoric, cu un Iisus care să plângă, care să aibă și el stările umane de sete, de frig, de supărare, de bucurie și așa mai departe. Și acest lucru îl avem consemnat în episodul arătării lui Iisus Marie Magdalena, care nu-i mai permite, dacă vă amintiți, să-l îmbrățișeze, pentru că Maria Magdalena se raporta și după înviere la un Iisus istoric. Ori Iisus după înviere este un Iisus meta-istoric și el a vrut acest lucru clar să-l menționeze prin prezența lui. Adică a vrut să delimiteze clar istoria unui Iisus al ei și istoria unui Iisus de după istorie. Iată, sigur, în mare, câte motive vor fi fost pentru care tot acest interval de timp, cu toate cele din el, nu mai sunt consemnate. Așadar, nu știm ce a spus Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, câte le-a explicat, câte au înțeles și câte n-au înțeles. Ei vor ajunge să înțeleagă de plin învățătura lui Iisus și persoana lui, o să vedem abia după pogorârea Sfântului Duh. Dar ce trebuie să reținem este că în acest interval de timp, subiectul predilect al învățăturii lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu, realitatea comuniunii veșnice cu Dumnezeu, care de fapt a fost inaugurată prin toată lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Pe de altă parte, este poate singurul subiect logic pe care Iisus îl mai putea dezvolta cu ei. Adică nimic altceva decât să le spună finalitatea operei lui, spre ce se îndreaptă ei, spre ce se îndreaptă omul istoriei și care este rezultatul, mare consecința imediată și desăvârșită, să spunem așa, hotărătoare în ceea ce însemna opera lui Iisus Hristos. E clar că acesta a fost subiectul logic în acel timp. Porunca pe care el a dat-o a fost: nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, așteptați ceea ce v-am promis, adică venirea Duhului Sfânt, până când ei, spune, vor fi botezați întru Duhul Sfânt. Nu botezați cu Duh Sfânt, ci întru Duhul Sfânt. E un cuvânt, această prepoziție din limba greacă foarte importantă, pentru că ne botezăm în energia Duhului Sfânt, care ne transformă pe fiecare, nu ne botezăm cu ea. Noi nu ne botezăm cu apă, ci ne botezăm în apă. Noi nu ne naștem cu apa, ci ne naștem din apă și din energia Duhului Sfânt. Adică starea noastră nu este, ca să spunem așa, rezultatul unei îmbrăcări cu o materie peste materia noastră, ci este rezultatul transformării ontologice a noastră în botezul creștin prin care toți am trecut și sub înrăurirea puterii transformatoare a vieții noastre, care este Duhul Sfânt, această energie. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce au rămas cuplați în aceeași sferă de referință și întreabă: oare acum tu vei așeza la loc împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune: nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel?
care suntem noi toți creștinii și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea Lui a doua oară. De altfel o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbarea la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea. Și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament la schimbare la față, la fel dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci și în momentul acela când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au apărut și la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, dumneavoastră știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum, haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi cei de astăzi. În ce stare? Acesta este foarte important pentru noi. O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la sărbătoarea Înălțării Domnului. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus
se reintronează la cârma Universului în calitatea lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci el a fost tot timpul de-a dreapta lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime prin întruparea lui, prin înomenirea lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus, s-au fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, el nici o clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, el are loc aici, reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El, acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci el n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi. O să vedem imediat. Starea actuală a Lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea, sigur, a Lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Dar știți, dumneavoastră, că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spune mai mult, pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, el se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată, în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în Epistolă, și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pur remijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul trăimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu, om, și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9:24 din aceeași epistolă către Evrei se spune că și Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, se referă aici la înălțarea lui,
pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea lui umană să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Nu spune pentru el, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea lui la cer. Altfel spus, el n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin el în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatăl lui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de, ce am înțelege, un prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif, pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl Cel Ceresc, cu siguranță, beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura lui cu omenirea, legătura lui cu istoria, legătura lui cu pământul s-a încheiat. Nu. În firea lui umană, toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră, umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer. Și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și ce beneficii, și care sunt roadele aceste poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este cât de important este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi. Și acum trecem la pogorârea Sfântului Duh. Și vedem ce s-a petrecut, în ce a constat acest eveniment, de ce pentru noi cei de astăzi este foarte important, ce s-a realizat atunci și dacă noi mai avem o legătură cu ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani.
Aș vrea să vă spun că noi nu suntem despărțiți nici o clipă de evenimentele mântuitoare de acum 2000 de ani. Ele se repetă cu noi virtual, fiecare moment, la fiecare Sfântă Liturghie, să știți că noi suntem martorii întregii opere mântuitoare, desfășurării sub altă formă a întregului arsenal, să spunem așa, de evenimente mântuitoare pentru noi. Poate că odată, chiar dacă nu intră în spațiu biblic, în cadrul programului nostru, o să facem odată liturghia, explicarea Sfintei Liturghii. Știți toți ce se petrece la Sfânta Liturghie. Odată, în urmă cu ani, mai mulți în urmă, fostul mitropolit Bartolomeu a explicat în catedrală, timp de mai multe luni, ce este liturghia și ce înseamnă liturghia. Sunt convins că poate și cei care ați fost atunci prezenți ați mai uitat din ceea ce înseamnă liturghia, iar poate alții niciodată n-ați auzit ce înseamnă liturghia explicată. Liturghia nu este o rugăciune a bisericii. Liturghia nu este o slujbă a partea bisericii. Liturghia este mai mult decât atât. Este recapitulată toată opera mântuitoare. Noi suntem martori evenimentelor mântuitoare în liturghie. De aceea și primim o energie cu totul aparte în Sfânta Liturghie, puterea și energia Duhului Sfânt care și peste noi se revarsă. Dar odată, poate că vom face și acest lucru, nu știu câți dintre dumneavoastră, cred că nu mult sau poate niciunul, ați văzut vreodată ce se petrece în altar cu prescura care se aduce ca jertfă. Poate că ar merita aici, odată, în fața dumneavoastră, să vă arătăm ce se petrece cu prescura aceea. Ce se face? Ce se ia de acolo? Ce nu se ia? Cât se ia? Și ce se petrece? Să știți că, odată, am avut o experiență ca preot în acest sens. La o parohie, undeva la munte, undeva în jurul localității Beliș, la Râșca, de sus. Și când m-am dus acolo într-un anumit context, prima liturghie, m-am dus pe un fond de probleme acolo în parohie, prima liturghie am săvârșit-o de flori cu pâine. N-am avut o prescură. Și cu câțiva oameni numai în biserică. Doar atât. Și ia imaginați-vă, 2-3 oameni în biserică, erau dezbinați, nu știu câte bisericuțe, n-am avut pâine, n-am avut prescură și cu pâine am slujit atunci. Se poate, la cazul de forță majoră, preotul binecuvintează și slujește liturghia, repet, în cazul de forță majoră și cu pâine. Sigur că am rămas acolo, eu m-am dus pentru o duminică, dar ce puteam să fac într-o duminică? Mai nimic. Și am rămas acolo în săptămâna patimilor, joi și vineri, studenților mei le-am povestit acest lucru și am rămas și în ziua de Paște. Și din clipa aceea, de la 2-3 oameni, după, m-am dus și în duminica Tomii și am avut câțiva oameni în biserică. Nu vă spun că în ziua de Paște a fost plină biserică. Dar au venit copiii, oameni, părinților de acolo. Veneau din altă parte și au venit la biserică. Iar după o lună sau două, biserica a fost plină când mergea. Dar nu aducea nimeni prescură la biserică. Sau aduceau una sau două familii. Și atunci ce am făcut? Le-am explicat oamenilor ce este liturghia. Pentru că ei credeau că prescura aceea, pe fondul de ceartă și cu fătul și cu cântărețul, credeau că aceștia
și cu preotul, aceștia beneficiază de prescura aceea? De ce să mânce fătul și diacul și preotul pâine așa de bună? De ce să ducem noi pâine acolo? Pentru că ei nu știau ce-i cu prescura aceea. Și atunci ce am făcut? Timp de o proprie jumătate de an, fiecare duminică, mergeam din două în două săptămâni, fiecare duminică mișeam în afara altarului și făceam proscomedia, așa se cheamă, adică partea aceea de slujbă pregătitoare a liturghiei, arătându-le oamenilor ce se petrece cu prescura aceea. Și când au început să înțeleagă ce se petrece acolo și care este jertfa cu care se duce omul la biserică. Omul nu merge la biserică, la liturghie, ca la spectacol. El trebuie să participe. Și nu-i suficient că dăm un pomelin. Și au început să vină prescoși și am spus, fiecare familie trebuie să participe la liturghie cu jertfă. Și nu o faceți prescuri mari, cât o pâine. Prescură mică, pentru a fi prezenți acolo. Sigur că nu o să vă explic acum în ce constă tot acel demers pe care l-am săvârșit acolo. Și când am văzut că nu mai avem loc pe masă de prescuri, într-o altă duminică, și asta a fost predica mea aproape o jumătate de an. M-am dus pentru duminică și am rămas aproape 2 ani. Și când am văzut câte prescuri vin, într-o duminică veneau femeile de acolo, ele se ocupau cu plase de alea de rafie, de nylon, ce vedeți prin piață, mai sunt poate acum. Și veneau frumos cu prescura învelită într-un prosopel, într-o pânză, într-un prosop de pânză curat, merindare, spun ei acolo. Și la un moment dat le-am spus, lăsați, nu, n-am mai luat numai prescura din mâna lor, ci am luat toată plasa. Și de aceea mi-au spus, și părinte, ne-am gândit atunci, acum ce mai faceți și cu plasele? Câte plase are părintele acum? Dacă aducem 40 de prescuri și vin 40 de plase, ce face părintele cu 40 de plase? Dar surpriza a fost următoarea, când am intrat în altar și a văzut fătul ce fac, a spus, ce facem aici? Păi zic, o să vedeți ce facem. Și la urmă, sigur că nu mai știam acum, am spus, luăm prescurile de acolo, se iau o miride din fiecare prescură, se pune acolo pentru fiecare familie. Așa e familia reprezentată acolo, fiecare nume de bolnav, de călător, de familie învrăjbită și așa mai departe, sunt acolo prezenți lângă Iisus. O să facem aceasta. Și i-am spus, pune toate plasele frumos, lângă oaltă, cu merindarea, cum se spune, în interior și vedem la urmă ce facem. Și când s-a terminat desfințit liturghia și prescurile anafora după acțiune, am spus, acum taie jumătate din fiecare prescur și pune-o în plasă. Pune-o în plasă, în fiecare plasă. Pe cum nouă, cine mai rămâne? Și ne rămâne și noi. Și pune în fiecare plasă. Și așa fiecare familie s-a dus, adică s-a întors acasă cu jertfa, o parte din jertfa pe care au adus-o la altar. Pentru cei bolnavi, pentru copii, pentru cei care n-au venit, pentru cei învrăjbiți și gustau din prescura sfințită și din jertfa lor. Nu mai spun cât s-au beneficiat de ce rămânea acolo. Și așa se face că în momentul când am plecat de acolo, nici pe laița de lângă altar, că am mai introdus o masă, nu mai încăpeau prescuri, le puneam și jos. Erau niște fețe de masă și le puneam și acolo, pentru că nimeni nu mai venea la biserică fără jertfă. Iar părintele care poate acum mă ascultă, care a venit după mine, părintele Pânzaru, poate să confirme acest lucru, dacă acum ne ascultă. Vreau să vă spun ce este liturghia, ce se petrece la liturghie și ce înseamnă pentru noi liturghia. Dar vom reveni, adică revin acum la temă, dar asupra acestei teme, poate că, chiar dacă nu face parte din programul biblic, o să
insistăm aici, o să vedeți dumneavoastră ce se petrece în liturghie. Se schimbă statutul fiecărui om după ce știe ce liturghie. Deci nu se ne mai permite, după ce știm ce liturghia, să ne ducem la liturghie când vrem, mergem să ascultăm predică, după care mergem acasă. Nu. Când vom ști ce liturghie, nu mai putem să mergem după ce începe și nici să ieșim înainte de a se termina. Și o să vedeți de ce. Dar revenim la ale noastre, la pogorârea Sfântului Duh. Și iată ce s-a petrecut. Mai întâi, o istorisire a evenimentului, minunea auzirii sau minunea vorbirii. Despre ce este vorba? Și haideți să vedem despre ce este vorba. Mai întâi ne oprim la Faptele Apostolilor, pogorârea Sfântului Duh relatată în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Numai acolo. Și cu toate evenimentele care țin de pogorârea Sfântului Duh, o să le vedem, poate chiar cât apucăm să facem asta, dar oricum tema următoare e tot legată de Rusalii. O să vedem la urmă. Deci nu e nicio problemă dacă nu încheiem, nu putem încheia, să zicem, astăzi această temă. Haideți să citim mai întâi textul, ce s-a petrecut, și să insistăm puțin asupra lui. Pentru că e foarte important pentru dumneavoastră să știți ce s-a petrecut la Rusalii. Bun, s-a pogorât Duhul Sfânt. Și, numai atât, citim mai întâi textul, pentru că textul din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, l-am împărțit în trei teme mari, poate chiar patru, și haideți să vedem puțin despre ce este vorba. Citim mai întâi primele 13 versete. Când a sosit ziua cincizecimii, deci 50 de zile de la înviere, erau toți împreună la un loc, e vorba de apostoli și de ucenicilor. Și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Aici avem un text în paranteză, 2 Petru 3, 10, 13, l-am pus în paranteză pentru că o să revin asupra lui. El ne ajută să înțelegem ce erau acele limbi ca de foc. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grească în alte limbi. Avem subliniat expresia, au început să grească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul la grei. Și erau locuind în Ierusalim iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a făcut voietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat că și fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. Mergem la următoarele versete. Și erau uimiți toți și se minunau zicând. Cei care au venit acolo în jurul casei, vă explic eu imediat, și ziceau, iată, nu sunt oare galileeni toți aceștia care vorbesc? Nu întâmplător am subliniat unele cuvinte, aceste verbe. A vorbi, a grăi sau a rosti. Și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Și cine auzeau? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia și în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia, în Pamfilia, în Egipt, în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, partea de sud a Mării Mediterane, unde este Tunisia astăzi, și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre măreciile lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind în limbile noastre. Avem și verbul auzi și a vorbi, și o să vedem de ce este important. Și erau toți uimiți și nu se dumereau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, luându-i în bătaie de joc, ziceau că sunt plini de must, adică sunt beți, apostoli. Ne oprim puțin la această pericopă, revenim la primul slide, pentru dumneavoastră care sunteți aici de față. Deci ce se petrece? Dintr-o dată, apostolii fiind în casă, un vuiet mare și
Ca de vânt, vine repede, așa a perceput omul. Probabil nu va fi fost chiar așa. A fost un vuiet pe care se pare că l-au perceput și oamenii de lângă templu și din alte case din jurul templului sau din jurul casei unde apostolii erau. Erau adunați pentru sărbătoarea praznicului cincizecimii iudaice. După cum ați văzut, oameni din toate colțurile Imperiului care au venit la Ierusalim. Ați văzut, din Mesopotamia, din Asia, din Roma, din părțile de sud ale Mediteranei, partea de nord a Africii de astăzi și așa mai departe. Și să știți că acolo erau oameni care mai știau limba ebraică sau aramaică, oameni care și-au uitat-o, a doua sau a treia generație de copii nu mai știu limba. V-am mai explicat acest lucru, se întâmplă și astăzi în diaspora românească, sunt obligați copiii să învețe la școlile de acolo, acasă nu mai vorbesc cu părinții și așa mai departe. Și au fost oameni din toate părțile veniți în virtutea originilor comune, au venit la Ierusalim, au venit și prieteni de-ai lor, musafiri, cum se spune, din toate părțile, haideți cu noi, prieteni de-ai lor, din diferitele părți ale Imperiului, haideți cu noi la Ierusalim. Cert este că ce se petrece acolo este perceput de oameni și din jurul templului și din jurul casei unde se găseau apostolii, pentru că erau toată ziua în templu. Erau cazați în diferite părți. Și repede se duc spre locul de unde venea acel vuiet. Și în momentul acela, peste apostoli s-au arătat împărțite limbi, spune Sfântul Luca, ca de foc. Nu era un foc. Era o energie luminoasă care s-a pogorât asupra lor, percepută de om, de ochiul omului, ca o limbă așa de foc. Dar nu era un foc material care ardea. Să vă explic imediat. Și o energie care transforma. Și în momentul acela, toți, spune, s-au umplut de Duh Sfânt, deci apostolii, și au început să grăiască în alte limbi. De aceea am spus aici minunea auzirii sau minunea vorbirii. Au început să vorbească în alte limbi, așa cum Duhul le dădea a grăi. Și toată mulțimea care era adunată acolo spune, cum în versetul 7 vedeți aici, cum toți aceștia care sunt galileieni, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. Îi auzim vorbind, nu îi auzim. Sau nu auzim limbele noastre, e importantă această nuanță, nu auzim limbele noastre, ci auzim vorbind în limbele noastre. Și sunt dați de către Luca oamenii veniți din diferitele părți ale Imperiului. După cum vedeți, în versetul 11 se spune clar, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre, despre faptele măreției lui Dumnezeu. Și unii i-au luat în râs. Dragii mei, aș vrea să vă explic puțin în ce constă această energie a Duhului Sfânt, pentru că ea ne ajută să înțelegem cele ce se petrec mai departe. Și următoarea noastră întâlnire este tocmai pe această problemă a vorbirii în limbi. Pentru că unii dintre creștinii de astăzi, e vorba de creștinii penticostali, trebuie să spunem, ei ne aud, o parte ne aud, și dintre pastorii lor, unii sunt și prieteni, mă aud acum, și să vedeți cât o să ne asculte data următoare. Ei spun că vorbesc în limbi la adunările lor. Dar o să spun în data următoare în ce limbi vorbesc, în nicio limbă. Și dacă mai este nevoie de limbile astea sau nu mai e nevoie. Dacă Scriptura ne spune că mai există harisma aceasta vorbind în limbi sau nu mai există. O să răspundem atunci. Acum anticipăm. Și acum bănuiesc și câte mail-uri o să primesc de la dânsii, dar timpul, dacă îmi va permite, o să răspund politicos fiecare dintre ei. Iar cu alții o să discut. Să ne oprim puțin aici. Limba ca de foc și efectul imediat al venirii Duhului Sfânt peste această energie dumnezească a fost că ei vorbeau în limbi străine.
Întrebarea care ne-o punem și foarte logică, pentru că e o problemă de logică ce citim noi aici și auziți dumneavoastră. Și prima întrebare logică este, cum să vorbească apostolul în limbi străine? Niște pescari simpli, din Galileea, neînvățați, fără școală. Câte școală credeți că va fi avut Petru sau ceilalți apostoli? Ceva școală va fi avut Matei, care a fost vameș, dar în rest, oameni simpli. Și dintr-o dată îi vedem vorbind în aceste limbi străine. Cum să vorbească în limbi străine? Noi știm că trebuie să înveți o limbă și după ce o înveți, e așa de greu să o vorbești, să o traduci și așa mai departe. Dar minte, peste noapte, niște oameni simpli să vorbească în limbi străine. Ba chiar mai târziu să și scrie și încă frumos, cu metafore, literar, niște pescari, și scrisul lor să ajungă până la noi astăzi. Și noi să citim scrisul lor astăzi. Cum e posibil? Și atunci trebuie să explicăm în ce constă acest foc. Limba de foc. Este vorba de o energie care i-a transpus pe apostol în situația de a vorbi acele limbi. Așa că popoarele de acolo au auzit vorbind, n-au auzit doar limbile lor. Ceva de genul, ca și cum ar avea o cască în ureche, apostolii să vorbească aramaica și lor cineva să le traducă în ureche, în cască, limba lor. Nici vorbă. Și de ce e important acest lucru? Să-l precizăm. Pentru că dacă apostolii au vorbit limbile respective până astăzi, efectul propovădirii lor se simte. Dacă popoarele respective nu mai au auzit limbele lor, atunci sigur că a fost un efect, dar pe apostol nu-i mai putem vedea misionari în lume. Atenție la acest lucru. Deci nu-i mai putem vedea misionari în lume. Pentru că nu poți să fii misionar dacă nu știi, nu vorbești limbile popoarelor unde te duci, nu? N-aveau ei translator, n-aveau ei universități acolo și departament de filologie să învețe limbi străine, toate aceste limbi să le cunoască și după ei să fie cu translator. Oamenii nu se duceau în misiune. Ei au fost trimiși să propovădească de către Iisus, trimiși să propovădească Evanghelia Împărăției la toate neamurile. Deci cert este că ei au vorbit aceste limbi. Dacă au vorbit aceste limbi, această harismă a Duhului Sfânt de a vorbi o limbă străină, să știți că s-a păstrat în biserica primară, dar la un moment dat ea a dispărut. Și aceasta este tema pe care o vom aborda data viitoare. Dacă mai este nevoie de această harismă sau nu. Și câtă treabă a avut, să spunem așa, sau cât de mult a avut Apostolul Pavel de lucru cu cei care își arogau această harismă. Că o au. Repet, toate acestea data viitoare. Dar aș vrea să mă opresc puțin aici, la textul din 2 Petru. Capitolul 3, versetele pe care le vedeți menționate, 10 până la 13. Ca să înțelegem despre ce foc este vorba. Am spus, nu e vorba de un foc material care arde, ci de o energie dumnezeiască care schimbă într-o clipă totul. Statutul unui om sau condiția materiei. Și am să vă citesc textul din 2 Petru, din capitolul 3, după cum vedeți acolo, versetele 10 până la 13. Iată ce spune Sfântul Petru în cartea lui, în a doua epistolă. Iar ziua Domnului e vorba de a doua venire a lui Iisus. Și foarte atenți să fiți la acest text. Și o să vedeți de ce. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, adică pe neașteptate. Nu știm când vine. Pentru că nici furul nu ne anunță când vine. Îți spune, vezi că acum vin să îți fur mașina. Și atunci spune Sfântul Petru mai departe, atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul. Deci pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul.
Și mai departe, citim versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi. Dar spune, noi așteptăm, potrivit făgăduințelor lui, cerul noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Și spune mai departe, de aceea, iubiților, în versetul 14, așteptând acestea, sârguiți-vă să fiți aflați de el în pace, fără prihană și fără vină. Întrebarea care se pune este următoarea. Despre ce foc este vorba aici? Pentru că Petru spune clar că totul va arde. Pământul și cele de pe pământ, spune și cerurile vor arde, în primul rând nu există cer. Adică vrea să spună Apostolul Petru, pentru această metaforă, că totul, toată creația, cu alte cuvinte, va arde. Stihiile spune, adică toată componența, spune noi, planetele, totul se va desface, totul va arde. Cu alte cuvinte, toată creația lui Dumnezeu, nu numai creația lui Dumnezeu, nu numai pământul. Noi locuim pe pământ, creația lui Dumnezeu este întregul univers, cu toate planetele din el, cu întreg sistemul solar, cu toate legile foarte bine puse la punct din el, care nu-și permit nicio fantezie, și așa mai departe. Deci totul va arde. La asta se referă, cerurile vor arde, adică celelalte planete, dincolo de pământ. Noi ne uităm la cer și vedem stelele și atunci credem că acolo este igur cerul. Cu întregul sistem solar, nu trebuie să vă spunem mai bine, știți cum este configurat. Bun, deci totul va dispărea. Prin foc. Adică un cataclism material, universal, se va declanșa prin foc și totul se va distruge. Pune textul biblic că toate vor arde. Eu vreau să vă spun că nu este vorba de un foc material, ci de o energie a lui Dumnezeu percepută de om ca un foc care arde totul. Deci ca este vorba de o energie, de o putere a lui Dumnezeu care într-o clipă va schimba întregul sistem solar sau altfel spus, întreaga creație se va transforma dintr-o creație trecătoare, perisabilă, materială, într-o creație care nu mai trece, nu se mai termine. Deci materia din această creație, pentru că și celelalte planete sunt materie, totul va fi transformat într-o clipă, într-un cer nou și un pământ nou. Adică totul va fi înnoit. De ce ajungem la această concluzie? Pentru că în Apostolul Petru menționează clar, spune, după ce se vor petrece acestea, zice, vor apărea cerul noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Acest verset, aceste cuvinte, în care locuiește dreptatea, nu ne permit să interpretăm material, literal, spune noi, aceste versete. De ce? Dacă totul ar arde și ar fi distrus, pe unde să mai locuiască dreptatea? Și dacă totul este distrus, despre ce dreptate este vorba? Pentru că noi știm foarte bine că dreptatea este o stare socială, de relație socială între oameni. Deci dacă este vorba de dreptate, înseamnă că oamenii nu vor pieri. Dacă spune că acolo, pe acel pământ nou, locuiește dreptatea. Dreptatea există numai unde există oameni. Unde nu există oameni, despre ce dreptate să existe? Vorba. Despre ce dreptate să fie vorba? Așadar, noi, cum v-am mai spus și altă dată, vom fi schimbați într-o clipă la venirea a doua a lui Iisus și în noua condiție de existență umană transfigurată într-o materie înduhovnicită, acolo noua condiție nu se va mai cunoaște nedreptatea. Nu vor mai exista nedreptăți între oameni, nu mai va exista persecuție, nu va mai exista oamenii să se înșele unii pe alții, deci nimic din ceea ce înseamnă sistemul de relații acum. De aceea, acel foc de care vorbește Apostolul Petru, așa înțeles el, nu e nimic altceva decât o energie dumnezească care va coincide cu a doua venire a lui Iisus și care va avea ca efect schimbarea întregului
sistem solar, adică întregii creații într-un cer nou și un pământ nou în care vom locui. De aceea noi nu vom pieri, noi nu pierim prin moarte. Noi numai trecem de la un mod de a fi la altul de a fi pentru totdeauna. Și v-am dat aici exemplul acela cu magnetul, cu materia și așa mai departe, cu posibilitatea reconstituirii materiei. Cred că aici am vorbit. Așadar, despre acest foc este vorba, adică de o energie dumnezească care într-o clipă va schimba totul și pe apostol i-a transformat într-o clipă. Și acest lucru este foarte logic văzut. Nu trebuie să căutăm foarte multe argumente din care să înțelegem în ce a constat această energie dumnezească a Duhului Sfânt care a venit peste apostol. Păi îi vedem din cei care erau aici toți împreună. Nu mai pot să vă arăt pe slide, să vă arăt cuvintele meu, slăbi bateria și nu mai merge laserul până acolo. Dar avem în versetul prim, erau toți împreună, adică acei apostoli neînvățați, fricoși, pescari, care ascultă acolo de porunca lui Iisus și stau acolo. Ați văzut când s-a înălțat la cer, spune, nu vă depărtați de Ierusalim, ci așteptați făgăduința Tatălui meu. Și dintr-o clipă pe aceea din versetul 1, împreună toți la un loc, în versetul 4 îi vedem vorbind limbi străine. Observați, și într-o clipă statutul lor s-a schimbat. Deci din neînvățați devin învățați, din analfabeții de odinioară, să spunem așa, dintr-o dată oameni care vorbesc limbi străine. Aceasta a fost minunea care s-a petrecut cu ei. De aceea, să știți, că a fost foarte greu pentru lumea de acolo să perceapă acest lucru. De aceea și spun ei, vedeți, acesta e un argument. Ultimul verset din pericopa noastră pe care o analizăm, pentru noi, versetul 13, este un argument al realității minunii care s-a petrecut acolo, în sensul că mulțimea de acolo, auzindu-i vorbind aceste limbi, pentru că nu toți înțelegeau limba celuilalt, spuneți ce sunt beți. Nu sunt. Nu e ceva în regulă cu ei. Deci dovadă că ei s-au raportat la apostoli și la noua lor condiție ca la o realitate umană. N-a fost o poveste cu ei. Că numai așa putem să catalogăm pe cei care dintr-o clipă îi auzim vorbind în ceva ce nu înțelegem. Și ei au fost foarte realiști în aprecierea lor. Așadar, dragii mei, nu avem de-a face cu minunea auzirii, ci cu minunea reală a vorbirii acestor limbi străine de către apostolii Domnului. Mergem mai departe. Acum aș vrea să vă spun că de aici foarte multe cuvinte sau necesită o analiză a lor și din alt punct de vedere, dar pentru noi, la acest nivel ce facem aici, este suficient atât. Mergem mai departe să vedem cum răspunde Petru la acuza care li s-a adus. El trebuia să răspundă. Și aș vrea să citim mai departe predica lui Petru. Poate că unii ați citit-o, poate alții n-ați citit-o, unii ați auzit-o, alții n-ați auzit-o, ea se citește ceva foarte pe scurt în Apostolul de la Rusalii, predica lui Petru, și aș vrea să o citim. Este vorba de aproximativ 15 versete, 16 versete, și haideți să le citim. Nu o să pot să vi le explic pe toate, dar e bine să auzim ce răspunde Petru la acuzația că sunt beți. Și Petru ia cuvântul și le spune, nu suntem beți. Uite, vreau să vă spun ce se petrece. Și atunci face un rechizitoriu, pătrunzând în istoria lui Israel, vis-a-vis de atitudinea lui Israel față de Iisus. E una dintre cele mai frumoase cuvântări, știți, pe care Petru le-a rostit, pe care le avem în Noul Testament, foarte profundă și care, analizată, se pot scrie teze întregi de doctorat. Aș vrea să citim această predică, să o auziți și dumneavoastră. Și stând Petru cu cei 11, a ridicat glasul și le-a vorbit. Bărbați iudei,
și toți care locuiți în Ierusalim, deci toți care erau acolo, tuturor li se adresează. Aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi. Deci n-aveau timp ca să bea. Încă nu era, după cum bine știți, ora 10 să se vândă băuturi alcoolice. Cei care au trăit în regimul trecut știți acest lucru. Dar desigur nu despre aceasta este vorba. Ci că este foarte devreme și că abia s-au trezit și cum să fie beți. Ci, asta spune Petru, ce voi aici vedeți, ce se petrece aici, nu-i nimic altceva decât o împlinire a unei prorocii din vechime. Și pe care ei, prorocii, o știau foarte bine. Și iată ce spune Petru. Aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul sau prorocul Ioel, care zice: în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Deci Duhul va veni peste toată lumea și peste noi cei de astăzi. Peste tot trupul, și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci. Nu înseamnă că vor vesti viitorul, cuvântul acesta sau acest verb a proroci, prorau, nu înseamnă numai a vesti viitorul, ci și a predica, a rosti cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii n-au în scrisul lor, n-au vestit numai viitorul, știți foarte bine, ci au și transmis voia lui Dumnezeu, mai mult decât de a prezice viitorul. Deci, peste tot trupul, fiii și fiicele voastre vor proroci, deci vor vesti măreziile lui Dumnezeu, și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa, încă și peste slugile mele, aici vedeniile și visele la care se referă profetul sunt instrumentele prin care uneori Dumnezeu se descoperă și s-a descoperit în timp. Și încă și peste slugile mele și peste slujnicele mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci, adică vrea să spună profetul, sigur, cu referire la starea socială a vremii de atunci, că și cei nesocotiți și zrobii, adică sclavii, și ei sunt în atenția lui Dumnezeu și ei vor primi Duhul Sfânt. Așa se face că între primii convertiți au fost și sclavi. Să știți că Evanghelia Apostolului Pavel, Evanghelia Dumnezeu, a prins cel mai bine în rândul acestor oameni necăjiți, cărora Evangheliale vorbea despre eliberare, despre libertate și despre faptul că ei sunt frați cu stăpânilor de sclavi. Ia gândiți-vă cum au primit de Evanghelia când lor li se spunea: uite, știți cine sunteți voi, sclave, care puteți fi vânduți, care puteți fi omorâți în orice clipă de stăpânul vostru. Voi sunteți egal cu ei, voi sunteți fraților. Și stăpânilor de sclavi le-a spus: știți cine sunt sclavii voștri, de care puteți dispune când vreți, de-a căror viață puteți să dispuneți când vreți voi și cum vreți voi. Sunt frații voștri. Odată o să facem epistola către Filimon aici, o să vedeți ce s-a petrecut acolo între un stăpân de sclav și sclavul lui fugit. Dar până atunci citiți, pentru cei care sunteți curioși, epistola către Filimon, Sfântul Apostol din Noul Testament, doar 25 de versete. Este cea mai scurtă scriere din Noul Testament. 25 de versete care a schimbat o rânduire socială. Nu armate, nu strategii militare, nu avioane, nu bombardiere, nu bombe au schimbat o rânduire socială, e vorba de o rânduire sclavagistă, ci 25 de versete, un bilețel pe care Apostolul Pavel l-a scris. Ce este creștinismul? Aceasta este energia? Aceasta este puterea Evangheliei lui Iisus? Că n-a avut nevoie de armate să schimbe lumea. Dar ajungem noi și acolo, ca să vedeți câte lucruri frumoase ne așteaptă în programul biblic. Mergem mai departe. Versetul 19: și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ, semne, sânge și foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Face aluzie la venirea a doua a Domnului, epoca Duhului care se va încheia cu
această a doua venire a lui Iisus. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. De fapt, el ce a făcut? Petru a spus, acum, în urechile voastre, în fața voastră, prorocia lui Ioil s-a împlinit. Deci nu suntem beți, ci ceea ce Ioil a spus despre acest timp s-a împlinit. Și uitați ce spune Petru mai departe. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea și acum vedeți rechizitoriul pe care l-a făcut tuturor. Aspru rechizitoriul pe care l-a făcut faptelor istorice. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, și nu face nimic decât să amintească toată lucrarea lui Iisus pe care eu o cunoșteau. Pe acesta, fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte de Dumnezeu, voi l-ați luat și pironindu-l prin mâinile celor fără de lege, l-ați omorât. Pe care Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci el este de dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și s-a veselit limba mea, chiar și trupul meu se va odihni într-o nădejde. Citează din psalmii lui David. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei vedea pe cel sfânt al tău să vadă stricăciunea. Dacă vă uitați în dreptul versetelor respective, cum v-am spus, să vă uitați în aparatul de acolo, veți vedea versetele din psalmii pe care Apostolul Petru îi citează aici. Făcutul mi-ai cunoscute căile vieții, cu înfățișarea ta mă vei umple de bucurie. Bărbați, frați, cu vine se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit și s-a îngropat, iar mormântul lui e la noi până în ziua de azi. Până în ziua aceasta. Face un excurs în istorie, un excurs al istoriei lui Israel. Deci fiind proroc și știind că Dumnezeu s-a jurat cu jurământ să așeze pe tronul din rodul coapselor lui, vorbește acum de urmașul lui David, decât de Iisus Hristos veți vedea, mai înainte văzând a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în ea sufletul lui și nici trupul lui n-a văzut puteziciunea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, căreia noi toți suntem martori. Deci ei se arată martori ai învierii. Deci înălțându-se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, cum vedeți și auziți voi acum. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis, zisa Domnul, Domnule meu, șezi de dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Cu siguranță să știe deci toată casa lui Israel că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit l-a făcut Domn și Hristos. Aceasta a fost predica lui Petru, nu insistăm asupra ei, ați văzut. Deci, cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat că la 3.000 de suflete. Acesta e efectul bisericii, acesta e efectul predicii lui Petru, în primul rând, întemeierea bisericii creștine. Dar ne oprim puțin aici. La acest text, dumneavoastră, îl vedeți deja pe slide aici și la cuvintele subliniate. După ce Petru a rostit acele cuvinte, probabil că ele au fost mai multe, dar evanghelistul Luca face un rezumat al lor. Ei au înțeles, oamenii de acolo, că este un eveniment miraculos, că Dumnezeu a intervenit și că ei sunt martorii
unei intervenții miraculoase ale Dumnezeu chiar în istoria lor, în viața lor. Adică și-au dat seama că ei sunt martorii schimbării destinului lor, a vieții lor. Și atunci au pus în fața acestei evidențe o singură întrebare care își mai avea rostul. Ce să facem? Pentru că atunci când ești conștient că ești în clipa în care destinul tău se schimbă, nu mai are rost decât o singură întrebare pe care s-o pui. Ce să fac? Ce trebuie să fac? Și nu puține au fost clipele din viața personală a fiecăruia care această întrebare am pus. Ce să fac? Simțeam că destinul nostru este inexorabil, că drumul pe care ne îndreptăm nu mai poate să fie urmat. Simțeam cum poate pașii sunt opriți, adică am avut moment în care am simțit că o forță nevăzută ne oprește. Adică nu ne mai dă voie să mergem înainte. Și nu știam ce se petrece cu fiecare dintre noi. Vedeam că nu mai putem urma un drum al vieții. Ceva se întâmplă, trebuie să oprim pașii. Și că simțeam că Dumnezeu vrea să ne ducă în altă parte. Faptul de a nu înțelege ce se petrece în viața noastră sau ce s-a petrecut în viața noastră este exact intervenția miraculoasă în acele clipe ale lui Dumnezeu în destinul nostru. Și atunci sigur că în fața schimbării destinului tău nu poți să pui decât o întrebare. Ce să fac? Încotro să merg? Sau altfel spus, ce să fac, Doamne? Ce să mai fac? Ei, acestea când apar, să știți dumneavoastră, astfel de întrebări în viața noastră, în fața schimbării destinului vieții, această singură întrebare care își are sensul, dar nu că noi vrem să o punem, ci pentru că de la sine vine în fața noastră. Ce să fac? Încotro. Simt că nu acesta e drumul. Dar dacă nu acesta e drumul, de ce să merg pe alt drum și tu încă nu înțelegi de ce să merg? Dar vei înțelege mai târziu. Sunt momente în viața fiecărui om în care s-a schimbat totul. Și mulți poate n-am vrut să se schimbe atunci. N-am fost de acord cu oprirea pașilor noștri. N-am fost de acord cu forța aceea care ne oprea. Și voiam să mergem mai departe. Și n-am putut. N-am vrut să facem pasul, dar n-am mai putut să mergem mai departe. Și a trebuit să schimbăm drumul. Ei, despre așa ceva este vorba acolo. Oamenii aceia care au venit la Ierusalim pentru o sărbătoare, unii și curioși, alții mai puțin curioși, unii și să îndeplinească un ritual strămoșesc de sărbătoare, alții venind cu ei în vizită, au simțit că acolo s-a încheiat o etapă a vieții lor. Și atunci au pus această întrebare, ce să facem? Și Petru le spune, foarte puțin să faceți. Dar uitați-vă ce spune Sfântul Luca, că au fost pătrunși la inimă de cuvânt. Păi când cuvântul pătrunde la inimă, schimbi totul. Acesta este obiectivul fiecărui cuvânt, de a pătrunde în inima omului. Și cum pătrunde cuvântul, nu pătrunde nimic. Și cum lucrează cuvântul noi, nu lucrează nimic. Nici o altă forță din afară. Când el este pătruns, când a pătruns în inima ta, se produce schimbarea totală a vieții. Și atunci Petru le spune așa, ce trebuie să faceți? Nu foarte multe. Pocăiți-vă, adică ce înseamnă pocăiți-vă? Părăsiți viața voastră de până acum, pe care ați avut. Lăsați la o parte păcatele, lăsați la o parte trecutul, lăsați la o parte tot ceea ce ați făcut până acum, înnoiți-vă, pocăiți-vă, adică aceasta înseamnă, schimbați-vă mentalitatea și viața și după ce v-ați schimbat mentalitatea și viața, că numai așa te poți raporta la o altă parte a existenței tale, mai trebuie să faceți ceva. Vedeți în versetul 38, să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos. De ce? Spre iertarea păcatelor voastre. Vedeți, asta înseamnă pocăiți-vă.
Păcat că nu vă pot arăta în diagonal aici, pocăiți-vă cu iertarea păcatelor. Asta înseamnă pocăința. Să lepezi păcatul, să te înnoiești. Și veți primi, spune, darul Duhului Sfânt. Deci botezul este însoțit de darul Duhului Sfânt. Deci e energie care schimbă, care transformă. Și această făgăduință nu e numai a voastră, a celor care sunteți aici, ci și a copiilor voștri, a urmașilor voștri. Și aici suntem și noi incluși. Și într-adevăr, ei fac acest lucru. Am spus ce înseamnă mântuiți-vă de acest neam viclean, adică eliberați-vă de cei care contestă pe Iisus, că în numele Lui trebuie să vă botezați, asta spune Apostolul Petru, și veți primi darul Duhului Sfânt. Și iată, în versetul 41, întâlnim ceva foarte important. Cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Întrebarea care se pune este, toți s-au botezat 3.000 de oameni? Atunci nu. Atenție! În zilele următoare s-au botezat de, după câteva zile au ajuns la 5.000. Aici avem de-a face. Pentru că foarte multe lume spune și între teologi că atunci s-au botezat 3.000 de oameni și aceasta a fost prima biserică creștină. Nu! Uite ce spune Luca. Cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat, că nu toți l-au primit imediat, desăvârșit. Și în ziua aceea s-au adăugat lor, adică au început să îmbrățișeze crezul lor, aproape 3.000 de oameni. Dar cu siguranță din cele 3.000 de oameni s-au botezat foarte mulți. Dar mulți au crezut în apostol și apoi în zilele următoare s-au botezat. Iarăși am fost întrebat dacă s-au botezat în apă, prin cufundare. Păi unde să se boteze în Ierusalim, toți prin cufundare atunci? A fost botezul de excepție, botezul de necesitate, care boteze necesitate. Și asta se practică, de exemplu, dacă un copil e pe moarte, s-a născut, e pe moarte și nu mai reușești să ajungi la un preot, nu poți imediat să ajungi la un preot, tu, creștin, îl poți boteza, îl iei, torni apă, că nu ai cristelniță, nu mai ai unde să-l afunzi, torni apă peste el și spui, se botează robul lui Dumnezeu, numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Atât. Și e botezat. Da, de către tine, simplu creștin. Iar dacă trăiește, apoi urmează preotul să facă slujba, să completeze slujba botezului. Dar un creștin botezat, în caz de necesitate, poate să boteze un copil. În caz de nevoie, ca să nu moară nebotezat. Acesta este botezul de urgență sau de necesitate. Deci acolo, atunci, a fost un botez de necesitate. Apoi, sigur, botezul creștin în timp s-a completat în ritualul pe care îl avem astăzi, în semnificația teologică și cristologică, cum se spune, pe care o avem astăzi. Dar atunci, botezul a fost ceva de genul acesta, fie prin stropire, fie că a trecut fiecare prin fața apostolilor și au fost botezați, apostolii au fost mai mulți, s-au făcut grupuri și astfel au fost botezați cei care atunci s-au pocăit. Dovadă că nici nu a fost nevoie botezul creștin, apoi știți că în biserica creștină se făcea după o prealabilă pregătire, așa zise perioade de catecumenat. Cine mai a putut să-i pregătească pe ei? Mărturisiți pe Domnul Hristos, credeți în El, făgăduiți că vă lepădați de păcat și de viața trecută, sunteți botezați și acestea au fost primii creștini. Și asta a constituit prima comunitate de creștini sau, altfel spus, prima biserică creștină. Și cu acest eveniment intră în istorie biserica creștină ca instituție văzută. Ca instituție văzută, aceasta e ziua de naștere a ei. Ziua cincizecimii, în urma acestei minuni, în urma acestei intervenții miraculoase a lui Dumnezeu în viața celor oameni din Ierusalim. Aici ne oprim pentru că, da, pentru că ceea ce urmează este să analizăm cum arată viața primilor creștini,
aceste mici comunități de aici, pentru că mulți au plecat, botezați, creștini la Roma, în Asia, Mesopotamia, în Libia, s-au răspândit, au plecat de la Ierusalim. Și știți cine au fost aceștia? Primii misionari acolo. Și Duhul Sfânt i-a ajutat să poată vesti pe Iisus și să-i convertească pe câțiva în țara lor. Și s-a născut biserica din Roma, care n-a fost rezultatul unei acțiuni misionare a Apostolului Pavel, nici vorba. Biserica din Roma nu e întemeiată de Apostolul Pavel și de niciun apostol. Când vom face epistola către romani, când o să ajungem mai încolo, o să vă spun aceste lucruri. Care sunteți curioși, întrebați pe studenții de la Facultatea de Teologie, care n-au picat la examen pe epistola către romani și care știu să vă spun acest lucru. Ne oprim aici, pentru că urmează, așa cum am spus, să vedem efectul Duhului Sfânt în lume, cum noi cei de astăzi suntem beneficiarii acestei minuni de la cincizecime și apoi legat de acest lucru o să vorbim despre harisma vorbirii în limbi sau despre glosolalie sau despre ceea ce astăzi se cheamă vorbirea în limbi în viața unor creștini. Aceasta a fost tema pe care ne-am abordat-o în seara aceasta. Dacă aveți timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, întrebări, cât mai suntem în emisie, dacă nu mai putem rămâne și după aceea și da. Ascultăm primele întrebări. Părinte, dacă am înțeles bine, deci biserica noastră s-a format când o coboră Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii. Cum? Deci biserica noastră s-a format în ziua când a coborât Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii. Îndepărtați un pic microfonul, da, acum, spuneți. Biserica s-a format în ziua cincizecimii, când a coborât Duhul Sfânt. Se poate ca să-ți faci o religie, orice cult, citind Biblia. Adică, poți ca să respecti unele învățături care scrise în Sfânta Scriptură, dar învățătura lor nu ar trebui autorizată de Duhul Sfânt. Da. Biserica a luat ființă la cincizecime, așa cum am spus, ca instituție istorică. Dar eu nu pot să întemez o altă biserică, biserica întemeiată de Dumnezeu. Nu putem întemeia o altă biserică, nimeni spune în epistola către Efeseni, Apostolul Pavel, nu poate pune altă temelie decât cea pusă de către Iisus Hristos. Temelia apostolilor, temelia fiind temelia apostolilor, adică învățătura pe care apostolii o răspândit-o mai departe. Deci biserica este una, cea întemeiată în ziua cincizecimii, cea e biserica una creștină. Dacă au existat după aceea în istorie sau s-au născut în istorie din rândul creștinilor sau din această biserică alte confesiuni, acelea nu însemnează că sunt biserici, sunt segmente din biserica una. Deci biserica e una, iar ce s-a petrecut mai departe n-a fost nimic altceva decât divizarea bisericii. Ceea ce s-a întâmplat prin schisma din 1054, despărțindu-se cele două biserici și intervenind apoi deosebire doctrinare, biserica din Apus, iar ce s-a petrecut în 1517 cu reforma lui Luther, n-a fost nimic altceva decât ruperea bisericii, scindarea bisericii. Și apoi mai departe, născându-se, de fapt, confesiunile creștine, facem deosebire între biserică și confesiune. Deci eu pot foarte bine să iau Biblia, să o citesc, să o răstălmăcesc, dacă nu mă pricep în ea, să-mi fac o mică grupă de adepți, 10, 15, 20, 1000, să înființez, cum se spune, o mică comunitate, să spun că e biserica și să-i dau un nume. Asta nu înseamnă că am înființat o biserică. Am înființat un grup dizident desprins din biserica mamă, din biserica adevărată. Asta este realitatea istoriei. Și poate că, dacă timpul ne-ar permite, ar trebui să vă pun aici o schemă
pe care am luat-o din conferința unui profesor ținut în străinătate, care a făcut o incursiune în istorie și a arătat din ziua de care noi vorbim de aici, de la Ierusalim, până astăzi, care biserică este, nu să spunem cea adevărată, ca să nu folosim cuvinte grele, care biserică e liniară și a mers mai departe. Și cred că aș putea chiar acum, totuși, să vă arăt acest lucru. Sau să lăsăm pe data, următoare, am să pregătesc slide-ul respectiv, pentru că ține de vorbirea în limbi și de despărțirea bisericii și am să vă arăt atunci în istorie. Și vă las pe dumneavoastră să judecați dacă acea prezentare a acelui profesor este corectă sau nu. Deci nu putem forma biserici, ci confesiuni, dizidențe, grupări creștine. Biserica este una. Și nu putem decât să tot rupem din ea dacă înființăm alte și alte confesiuni creștine. E greu să numim biserică o grupare. Sigur că la origine cuvântul eclesia însemnează adunare. Dar o adunare fundamentată pe învățătura lui Iisus Hristos și pe apostolii. Și nu pe învățătură sălmăcite în timp și în istorie.